Și acum încercăm să deja săltăm așa în două și de aici o dată și scoatem așa frumos partea asta cu nervii cât putem și noi de finuți. Uite așa. Așa, perfect. Ia uitați ce carne frumoasă. Superbă. Uite așa. Uite așa. Asta nu se va pierde. Face altceva. Ia uitați. Perfectos. Tăiem așa drept. De aici vom face sashimi. Vom proceda la fel și cu porțiunile astea. Uite așa. O bucățică crud și excepțional. Și ultima bucată. Uitați. Perfectos. Bun. Punem deoparte și ștergem masa. Ok, aici o să punem un tip de sashimi. Ia uitați. Vom tăia foarte subțiri. Deci tăiem filiuțe cât mai subțire așa de pește și le aranjăm așa aici, de ton. Uitați, fie aproape transparent. Bun, revin mai târziu cât timpul trece și ultimele bucățele. Ok, aici avem puțin ațe pentru că asta e parte mai de la coadă, dar noi ne dăm deoparte, le dăm așa deoparte și totul e bine. Ok, prima farfurie este gata. Acum ne vom ocupa de peștele crud. Tăiem așa lamele de cam de 1 cm. Aici avem un os, s-a nimerit. Uite așa. După care punem într-un recipient.
continuăm cu alte bucățele. Așa. Revin. Aceasta este peștele pentru pește crud. Peștele o să pun o lingură de sare. Să se macereze. Și apă. Și lăsăm așa și sarea îl va coace. Lăsăm așa vreo 15 minute. Amestec până se dizolvă sarea. Destul de sărat. Ok. Uite așa, perfectos. Bun. Cu asta am terminat. Lăsăm așa să coapă. Continuăm cu cea de-a treia farfurie. Dar pentru cea de-a treia farfurie trebuie să mai tăiem un alt fileu. Vom pune niște hârtie să protejăm placa noastră, să nu fie mult de lucru. Și să luăm pe acestea. Îi vom tăia pielea ca și la celălalt. Dar mai întâi vom lua partea asta de sânge. Tot ce e resturi mai cu sânge așa, fierbem și la pui, la găini. Uite așa. Mănâncă și ei, că și ei ne dă o... Uite așa. Perfectos. Scotem acum pielea. Ok, iată că am revenit, dragii mei, după ce am tocat niște ardei roșu, ceapă, castraveți, roșii și niște ceapăciori. Eu la rețeta tradițională taisiană, să nu mă certați, o să adaug niște betrav, cam în curte. Stoarcem jumătate de lămâie peste peștele nostru, care s-a copt în apă cu sare, 15 minute. Am scurs. Da? Și acum adăugăm lămâia. Trebuie să avem grijă să
să nu cadă sâmburi, dacă cade, nu avem decât să-i luăm. Uite așa, frumos. Lămâia îi dă prospețime. Trebuie să aveți grijă să nu puneți prea mult, pentru că îl amărește prea mult. Amestecăm, uite așa. Ia uitați cum îl face și mai mult. Ia uitați. Perfectos. Perfectos. Ia uitați cum se coace. Chiar că mai adaug puțină. Încă. Wow, deliciu. Ok. După care adăugăm foarte frumos ardeiul, roșiile, ceapa și castraveții. Și le amestecăm așa frumos. Ia uitați. După care trebuia să adăugăm la pește cu sos coco. Trebuia să adăugăm niște lapte de nucă de cocos. De la Calei, stors proaspăt. Cineva zicea că adevăratul lapte de cocos, iei nuca de cocos, dai pe un blender și pui apă caldă și faci lapte de cocos. Da, poate este alb ca laptele, dar nu e lapte de cocos. Laptele de cocos se face dintr-o nucă care este nu chiar coaptă, când mai e și apă în ea, și să e încă e coaptă. Ia. Tare. Wow. Niște piper. Niște piper. Puțină betravă, uite așa, nici prea multă, gata. Și acum, cum n-avem lapte de cocos, că n-am avut, am uitat să cumpăr, o să dau niște lapte din orez și cocos. Ia uita, să lăsăm așa și băgăm la frigider. Bun. Ia uitați ce. Superb. Perfect. Bun, am terminat cu salata de pește crud. Trebuie să gustă, vă spun ce a ieșit. Ia. Wow. La frigider cu ea. Vă mulțumesc pentru atenție și vă spun la revedere!